Bună ziua, dragii mei, bine v-am găsit în acest 1 mai. De la început de lună, așa, de pe 1, tot să fim într-un spirit de nou, într-un spirit de începuturi și mi-am propus pentru astăzi să povestim despre distracție, tocmai pentru că este acel weekend prelungit în care toată lumea se duce ba la mare, ba la munte, ba acolo unde se simte mai bine, se relaxează. Și totodată, atât cât ne va permite prima jumătate a emisiunii, să povestim despre această perioadă a Taurului, cum ne stimulează, cum ne influențează și la ce e bine să fim mai atenți, ce e mai important să accentuăm. În a doua jumătate a emisiunii, horoscopul săptămânii 2-8 mai. Pentru fiecare zodie în parte și o să începem cu Taurul, vă dați seama că așa ne stă bine să fim la prezent. Acum hai să vedem cum este ca și distracție cel mai indicat, cel mai frumos, cel mai bine pentru fiecare dintre noi. O să vă rog să fiți atenți la ascendent și la zodie, să le puneți împreună și de acolo rezultă exact ceea ce aveți nevoie să știți despre felul în care vă face bine sau vă simțiți bine, pur și simplu în viața voastră de zi cu zi. Dacă ești berbec, atunci felul tău de a te relaxa și nevoia ta de distracție vine din provocări, vine din spiritul acela de a-ți demonstra că poți și totodată vine din dorința de a te demonstra puternic. Deci, totodată demonstrativitate și putere. De aceea, berbecii au cele mai pline de adrenaline, metode de distracție, ei fiind cei mai, nici nu știu cum să zic, cutezători, așa, că tot e 1 mai, cei mai plini de vervă, cei mai doritori să demonstreze că pot, că știu, că îi ține, că au curaj să. Totodată, dacă ai ascendentul berbec sau dacă ești berbec, foarte mare distracție și în preajma copiilor sau alături de copii. Prieteni cu renume sau prieteni importanți alături de care vă stă bine în gașca voastră și în anturajul vostru și, nu în ultimul rând, multă, multă strălucire. În cele mai frumoase locuri vă place să mergeți, în cele mai inabordabile contexte vă place să mergeți și acolo unde este adrenalină, provocare și multă energie, acolo este de voi. Dacă ești Taur, nevoia ta de distracție vine din tot felul de situații ale rațiunii. N-ai zice, nu? Pe lângă faptul că vom povesti imediat despre Taur aparte, respectiv plăcerile voastre și felul în care voi sunteți construiți așa să vă bucurați de viață și de tot ceea ce este prezent în viața voastră și în dorințele voastre. Iată, acolo unde este vorba de distracție, nu mai se pune problema de plăcere, ci deveniți foarte mofturoși. Aș putea zice că sunteți dintre cei care nu știți să vă relaxați sau că mergeți la distracție așa ca pedepsiți. Vă place confortul, dar în viața de zi cu zi, dacă ne gândim cum să faceți cu distracția, atunci răspunsurile sunt: mergeți acolo unde vi se pune capsa sau insistați acolo unde vă atrage ceva. Trebuie să fie ceva interesant pentru mintea voastră, trebuie să fie ceva să învățați lucruri noi și totodată să vă stimuleze, să vă scoată în față niște lucruri mai puțin obișnuite, tocmai că în felul ăsta vă ieșiți din confort. Aveți nevoie să stați de vorbă cu oameni mai buni decât voi, mai pregătiți decât voi, aveți nevoie să
faceți lucruri eficiente, adică nu doar să vă distrați, ci să și faceți ceva cu distracția respectivă. Și chiar aș puncta că aveți nevoie să învățați să vă relaxați. Nu este ca și când vă ieșiți din confortul vostru, este ca și când viața are și alte laturi. Dar dacă pentru unii dintre voi, dragi Taur sau ascendent Taur, lucrurile sunt prea serioase, probabil că atunci când sunteți mai epuizați, vă este cel mai greu pentru că nu știți cum este cu distracția. Și atunci, probabil, cel mai oportun ar fi să învățați să vă lăsați așa purtați de energia zilei, purtați de prieteni, purtați de oamenii care știu să se relaxeze și care au tot felul de jocuri, tot felul de situații în care să fiți împreună, că faceți echipă, că vă jucați jocuri individuale, dar în tot cazul nu doar distracție mentală, pentru că, iată, corpul, organismul vostru are și el nevoile lui de relaxare. Dacă ești gemene, atunci la tine distracția vine prin glume, divertisment, spirit artistic și jocuri de echipă. Poate dintre cei care vă distrați cel mai bine, cel mai ușor și totodată foarte mulți dintre voi creativi. Dacă ești rac sau ai ascendentul în rac, atunci distracția ta trebuie să implice, bineînțeles, apa, da? Că e vorba de mare, că e vorba de mers lângă un râu, lângă o cascadă, la munte sau undeva unde este o atmosferă emoțională, că de fapt apa asta vă inspiră, respectiv multe emoții. Și cu cât apa este mai liniștită, cu atât și vouă vă place mai tare. Totodată vă place mai mult sau mai puțin distracția în stațiuni de mare sau în zone de relaxare mai tenebroase, mai ascunse, mai misterioase. Misticismul este un mod de a vă relaxa și intuiția și tot ce vine pe tema asta de a prevedea probabil mișcările prietenilor, de a vă pune la încercare într-un fel sau altul intuiția. Dacă ești leu, atunci distracția ta se rezumă la călătorii. Ai nevoie de oameni pozitivi lângă tine, ai nevoie de multă, multă, multă veselie, poți fi lacom, poți fi excesiv în distracțiile tale, dar cel mai tare și cel mai mult ai nevoie de drumuri cât mai lungi, cât mai valoroase, cât mai scumpe sau cât mai liniștitoare. La tine distracția se asociază cu adrenalina, așa este bine unui leu, și totodată se asociază cu descoperirea, cu ceva notă de a cuceri, de a cuceri lumea sau de a cuceri tot felul de situații de viață. Multe prietenii la distanță și mulți prieteni plecați departe de tine, dacă ești leu sau dacă ai ascendentul în leu. Dacă ești fecioară, atunci, la fel ca și taurul, voi ăștia de pământ vă distrați puțin mai greu. Ai nevoie de o distracție din asta mult prea serioasă. E drept că sunt, de asta am și punctat în această emisiune cum e cu distracția, e drept că sunt zodii care nu știu să se distreze. Vă zic sincer că am văzut pe multe hărți faptul că nevoia de a te distra este o lecție pentru unii dintre voi. Ce înseamnă că vă place să stați în gardă, că vă place să fiți panicați, că v-ați obișnuit cu un soi de adrenalină mai puțin pozitivă și iată în felul acesta uitați să vă lăsați așa în natura voastră sau în autenticitatea voastră și să vă bucurați de acele momente de armonie și liniște. Ei bine, ție îți place așa să cheltui mai mulți bani, îți place să îți dai importanță, să ieși în evidență, să mergi în locuri scumpe, asta te relaxează, asta te distrează, dar nu neapărat îți relaxează și organismul, așa încât, la fel cum spuneam și Taurului și cum voi spune și Capricornului, dragii mei,
Fiți mai puțin încordați, dați-vă voie să fiți mai suavi, mai delicați, mai armonioși și mai autentici în tot ceea ce reprezintă puterea voastră de a fi naturali și de a vă relaxa cu adevărat din toată ființa voastră. Dacă ești balanță sau dacă ai ascendentul în balanță, atunci nevoia ta de distracție vine pe creativitate. Trebuie să faci, trebuie să inventezi, trebuie să scrii, trebuie să compui, trebuie să faci altfel decât toți ceilalți. Ai metodele tale de distracție, ai anturajul tău de prieteni mulți, și dacă nu sunt mulți, atunci îi aduci tu împreună, pentru că așa îi stă bine unei balanțe să fie tot timpul în grupuri mari de oameni. Totodată, uneori poți trage de timp, poți lăsa distracția pe mai târziu, lucru nu neapărat bun atunci când traversezi perioade foarte stresante sau perioade în care ești mai mult sau mai puțin pus sub presiune. Totodată ai nevoie de multă inventivitate în ideea aceasta de a-ți da voie să vezi lucrurile prin ochii copilului din tine sau prin ochii sufletului tău. Dacă ești scorpion, multă distracție și la tine, tot legată de apă, te relaxezi prin psihologie. De aceea și mulți scorpioni aleg un astfel de job. Pe tine te distrează foarte mult capacitatea de a intui și de a înțelege oamenii. Îți place să fii util și asta iarăși te distrează, deși pe de altă parte îți consumă foarte multe resurse, dar iată că mai mult sau mai puțin asta e nevoia ta, așa simți tu. Îți place să te predispui la tot felul de momente haioase, la tot felul de situații vesele, dar există și acele momente în care vrei să stai doar tu cu tine, izolat, și să te relaxezi în felul acesta. Dacă ești săgetător, multă distracție, multă, trebuie să descoperi lucruri noi. Dacă nu-i nimic nou, atunci nu există distracție, nu există provocare. Săgetătorului, noi știm că este bine cu drumurile și călătoriile, cu străinătatea și cu tot ceea ce se referă la a descoperi teritorii noi, așa încât cu atât mai mult adrenalina aceasta a noului început ție îți oferă tot ceea ce ai nevoie să te relaxezi. Bineînțeles că te și ține destul de încordat și foarte mulți dintre săgetători, dragii mei, sau ascendent săgetător, ați putea avea perioade în viața voastră când respingeți efectiv distracția, când refuzați să vă distrați, când refuzați prietenii, refuzați copiii, refuzați tot copilul interior și intrați așa într-o perioadă din asta de panici sau de a sta tot timpul încordat și în gardă, ceea ce în timp se dovedește a nu face bine sănătății, dar vedeți voi dacă vă loviți de astfel de perioade, cum faceți să descoperiți lucruri noi care exact vă scot din această stare. Dacă ești capricorn, atunci nevoia ta de distracție este într-un fel. Este într-un fel specific zodiilor de pământ, adică mai greoaie. Mai greu știi să te relaxezi, deși pe tine te-ar distra o zonă interesantă cu multe lucruri scumpe, cu multă clasă, cu multă noblețe și în felul ăsta te-ai simți în toată integritatea ta relaxat. Acum vezi tu dacă asta îți aduce într-adevăr relaxarea trupului de la celulă până în toată ființa, dar dacă nu, atunci poate te ajută cumva ascendentul, dacă nu este și el tot o zodie de pământ, dar dacă ai, să zicem, un ascendent fecioară sau taur sau tot capricorn, atunci probabil că este foarte dificil pentru tine să te relaxezi, să te distrezi, ci doar îți impui sau doar te lași dus de prieteni, de partener, parteneră,
Și constați la un moment dat că organismul tău îți arată tot felul de neplăceri din lipsa de relaxare, distracție. Dacă ești vărsător și tu stai foarte bine la capitolul distracție, ești foarte curios, vrei să înveți tot felul de lucruri noi, îți place să fii în preajma fraților, ești tot timpul activ, poate uneori prea activ, te-ai duce peste tot, ai face orice, ai nevoie de multă comunicare și pentru a te distra, pentru a te relaxa, obligatoriu trebuie să vorbești, să ai dialoguri, să ai înțelegere și să afli multe puncte de vedere. Dacă ești pești, tot o distracție de apă îți trebuie, dar mai degrabă te inspiră istoria, te inspiră cultura, te inspiră arta, dar acea artă care lasă amprenta peste ani, peste decenii, peste mii de ani. Îți place să descoperi, îți place să stai în istorie, îți place să vizitezi tot felul de locuri de acest fel și practic te relaxează toate acele emoții pe care le ai și le retrăiești și le iei din emoționalul colectiv, tot retrăindu-le continuu. Acum, poate mai mult sau mai puțin, starea ta de spirit, deși se numește că este distracție și că te inspiră, ar putea totuși să fie una încărcată negativ. Știți, genul ăla de turism în locuri în care nu au fost situații benefice și tot felul de localități sau case sau muzee sau tot felul de lucruri în care sunt expuse situații de natură negativă. E, pe voi vă prinde foarte bine acest lucru. Deși voi sunteți iubitori de animale și v-ar sta mult mai bine să mergeți în tot felul de excursii care implică tema animalelor, iată, sufletul vostru vă duce în tot felul de situații în care vă încărcați cu emoții negative din sentimentele altora sau din retrăind practic ceea ce alții au suferit. Vă place muzica mai tristă și probabil decât faptul că nu e tocmai distracție, vă puteți trezi într-o bună zi, dacă stați într-o distracție de genul ăsta o lună de zile, vă puteți trezi plin de probleme și mai ales de stomac sau plin de frustrări și de neplăceri și de stări tensionate datorită cumulului ăstuia pe care l-ați tot primit din emoțiile altora. Ei, cam așa stau lucrurile cu distracția. Iată, sunt patru zodii care se chinuie să se distreze. Cele trei de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn și Peștii. Toate celelalte știm să ne lăsăm în voia relaxării, știm să ne simțim bine. Voi ceilalți aveți de subliniat și de învățat și de relaxat mai mult. Adică e cumva un efort până ce învățați să vă lăsați purtați de valul relaxării și al distracției. Hai să vedem cum este cu Taurul, pentru că e o perioadă atât de importantă și tot se discută în cercurile de prieteni sau întrebările către astrolog sau pe tot felul de rețele de socializare. Ce ne facem, domne, cu Taurul ăsta? Cum? Avem bani? N-avem bani? Care e situația cu el? Mai ales că a fost lună plină și că ne-a pus pe treabă și că ne-a tot subliniat pe aici, pe acolo, câte o situație de viață la fiecare. Apropo, vă mărturisesc sincer că am văzut câteva ore înainte de luna plină un incendiu undeva și mă gândeam, o, Doamne, uite ce se întâmplă câteodată când omul e predispus sau prea departe să se mai întoarcă natural. E bine, ce ne face Taurul dacă stăm să analizăm? În primul rând, ne coboară cu picioarele pe pământ. Țin minte că și anul trecut, pe vremea asta, subliniam foarte mult acest aspect și o să vă subliniez în fiecare an, ori de câte ori sunt aspecte privind Taurul, avem nevoie să fim mai împământați.
Fie că dansăm, fie că facem curățenie, fie că facem tot felul de mâncăruri, fie că ne răsfățăm cu tot felul de plăceri ale pământului, mergem la mare, ne deschidem sufletele spre primăvară, ne bucurăm per total că suntem pe pământ. Asta se întâmplă oricând în orice an, atunci când taurul defilează cu energia lui prin viața fiecăruia dintre noi. Trebuie, într-un fel, mai mult sau mai puțin, să ne recalibrăm în concret, să fim mai pragmatici, să materializăm lucruri. Atât pentru fiecare, dar mai ales pentru prezent. Unii pot fi plini de traume, alții pot fi prea pe gânduri, alții pot fi prea pe distracție, alții pot fi prea emoționale, alții pot fi în depresie și așa mai departe. Iată, vine taurul și ne adună de pe aici, de pe acolo și ne aduce așa în ale noastre. Ziceam într-o zi, dacă n-ai un săgetător să-ți cumperi, pentru că sunt foarte mulți, din punctul meu de vedere, mult prea mulți, peste medie, peste orice calcul și orice statistică, prea mulți lipsiți de apreciere, prea multe persoane care nu știu să aprecieze, nu se apreciază, n-au primit aprecieri și atunci săgetătorii sunt ăia care vin să aducă această bucurie și să ne învețe să ne apreciem și să apreciem și să ne lăsăm apreciați. E bine, cine n-are un taur să-și cumpere, pentru că și taurul vine și el cu o energie extrem, extrem de importantă, respectiv aceasta de a te lua așa, de a te găța și de a te pune, ia stai aici frumușel, concret ce facem, încotro, cum, ce și așa mai departe. Dacă n-ai, nu e bine. Energia taurului aduce foarte, foarte multe lucruri în viața fiecăruia. Chiar dacă ești zodie de pământ, ai nevoie de un taur în preajmă, în ideea aceasta că el vine cu acea energie a plăcerii pe pământ, vine cu acea extrovertire de vai ce-mi place viața, dar nu e, adică să nu înțelegeți că taurul e doar o distracție și atât, că ați văzut mai devreme, ca să se distreze are nevoie să învețe, deci nu e vorba de distracție, e vorba pur și simplu de naturalețea lui, ca și când curge așa prin toată energia lui, ca dintr-un izvor, acea energie de mă bucur că sunt aici și știu să mă simt bine. Mă rog, dacă n-are bani, nu e ok taurul. De aceea goana lui după bani îl face să devină mai negativ sau mai negativ. Sau îl face să acumuleze atât de multe lucruri încât, practic, nu mai e așa o companie plăcută sau o persoană tocmai potrivită în viața ta. Dar până la lăcomie, la calicie și la alte lucruri de genul acesta, energia taurului este energia care ne conferă toată puterea de a rezista, toată puterea de a ne bucura de o mâncare, de o băutură, de un moment bun, de a visa mai bine, de a ne căuta obiective mai focusate și mai concrete și de a materializa lucruri în sensul dorințelor noastre. E adevărat că am văzut pe hărți care nu aveau pic de aspect un taur, o lipsă de materializare în viața persoanei respective. Adică avea ideile, avea știința, avea mentalul, avea emoțiile, avea totul pus la pachet frumos, dar îi lipsea puterea aia de a pune punctul pe ei și de a face. Bine, e oarecum interpretabil, pentru că dacă Martele este într-un aspect benefic, poți face foarte multe lucruri și fără să ai aspecte în taur. Însă ce vreau să punctez este exact această nevoie a fiecăruia, că avem și noi, fiecare dintre noi, taurul undeva pe horoscop și că din acest punct de vedere el vine cu acea energie a concretizării și a materializării, a naturaleții și a plăcerii de a te bucura
că ești aici, în această viață, acum și aici, pe pământ, în această existență, cu bunele și mai puțin bunele ei. Ce faci cu energia asta depinde doar de tine, cum știi să o manifesti depinde doar de tine, cine a integrat-o, că cine n-a integrat-o mai are până să o și manifeste. În tot cazul, din acest punct de vedere, integrată mai mult sau mai puțin, ea îți dă acea capacitate de a fi fluid în viața ta, de a fi natural în pașii tăi, de a călca, nu neapărat apăsat, dar așa într-o formă reală, de a fi carne și oase în viața ta. O să povestim când vin gemenii ce urmează să ne împrăștiem în gânduri. Momentan ne adunăm în ale noastre și ne focusăm asupra noastră și asupra vieții noastre concret. Aoleu, și din punctul meu de vedere mi se pare una dintre cele mai frumoase perioade. Nu degeaba e primăvară când e Taurul, tocmai că parcă te zguduie așa, parcă te scutură, uite-te ca un florit copacii, uite-te ce frumoase sunt frunzele, uite-te cum se înnoiește natura, uite-te câtă bogăție, câtă frumusețe, câtă armonie în jurul tău și totodată fiecare dintre noi la fel în interiorul nostru, Doamne ajută să facem fix aceleași lucruri ca și natura. Să ne înflorească tot felul de emoții, de celule noi, să ne înfrunzească tot felul de idei și tot așa. Și luăm o scurtă pauză, ne întoarcem cu horoscopul, stați aproape de mine. Mulțumesc că ați rămas aproape de mine. Ne apucăm de horoscop și am vești bune și nu neapărat bune. 2 și 3 sunt zile în care este un mare consum de energie și un mare consum de resurse pentru fiecare dintre noi pe câte un domeniu de viață, așa încât ca după vacanță cel mai bine e să faceți pași mici. Tocmai că nu vin așa de ușor, așa de cursivi, și tocmai în felul acesta vă reintrați în normal fiecare într-un mod mai natural, într-un mod mai ușor, mai plăcut. Ei bine, suntem într-o perioadă de disponibilitate de resurse și ia ce facem fiecare dintre noi cu acele resurse de care dispune. Taur, 2 și 3 mai, zile în care atenție la nevoia ta de a te reorganiza, de a te transforma, de a te aduna, de a te odihni. Mare grijă, una dintre aceste zile ar putea să vă sublinieze mici neplăceri sau mici cumpene sau mici piedici, tocmai că aveți nevoie să vă recâștigați încrederea, resursele și bunătatea. Iar acolo unde nu e, probabil că și transformările sunt mai profunde sau mai puțin agreabile. Ziua de 4, din punctul tău de vedere, vine să te organizeze spre străinătate. Îți cauți casă. Parte dintre voi, dragii mei, s-ar putea să vă căutați o casă în alt oraș sau în altă țară. Sau vă încolțește această idee de curând din această perioadă să vă mutați ușor, ușor, să vă găsiți locul în altă zonă sau în alte meleaguri. Ei bine, odată cu data de 4, parcă așa un pic Cupidon vă săgetează cu o iubire de călătorii, cu o iubire de mutare, de schimbare mare în viața voastră și vă lasă așa îndrăgostiți în acest idealism să vă căutați locul în viitor. Sâmbătă 5 mai, multă rezistență, multă putere și multă dorință de a triumfa sau de a rezolva sau de a fi mai eficienți. Vă doriți să călătoriți sau să cuceriți lumea. Dacă n-ați fost în vacanță de 1 mai, atunci pe 5 mai probabil că sunteți deja în mașină.
După ce data de 5 vă consumă destul de tare, dar aveți în continuare resurse să mergeți mai departe, data de 6 vine să vă transforme un pic sentimentele. Toate acele sentimente lăsate neîmplinite și în special în dragoste vă vor răscoli destul de mult duminică 6, tocmai în ideea că dacă au existat persoane de sex feminin în viața voastră, poate chiar și prietene, nu doar iubite, care au suferit foarte mult în poveștile lor de dragoste, lucrul acesta a rămas undeva un ecou în sufletul vostru care încă vă semnalizează suferința persoanelor respective sau ceva ce coincide cu un moment din viața aceasta a voastră sau din altă viață. Și totodată, din această viață, sigur, vă răscolește o iubire neîmplinită. Știți că mai povesteam noi încă de anul trecut, se termină undeva în mai 2020, de stați liniștiți, nu e ca și când mâine se împlinește, ci tocmai aveți de răscolit lucruri. Probabil că vă ajută cel mai tare în evoluție acest aspect, probabil că despre asta este vorba, să găsiți răspunsurile și să fiți eficienți, dar dacă nu, atunci cu siguranță toată acea suferință vă va aduce niște revelații și niște plusuri de încredere și de optimism în viața voastră. 7 mai este o zi în care lucrurile par să se definească profesional, nu doar pentru că e luni, ci și pentru că apar tot felul de situații la serviciu. Poate că e important să schimbați ceva în atitudinea voastră, posibil o lecție mică de personalitate sau o mostrare a șefului. Și 8 mai, dacă nu aveți unde să mergeți, este marți, probabil că nu sunt foarte multe oportunități de distracție, dar așa bine v-ar face să ieșiți undeva în societate, undeva unde e muzică, dans, unde sunt muze, unde sunt tot felul de momente savuroase, tocmai în ideea că este o mare, o mare, mare nevoie din punctul vostru de vedere în acest sens de a vă lăsa purtați de muzică și de muza existenței voastre. Gemeni, 2 și 3 mai, din punctul tău de vedere, dragi gemeni sau ascendent gemeni, mare atenție la marele consum al vostru în cuplu. Multe lucruri de făcut și o stare din asta de tărăgăneală, poate din cauza persoanei iubite sau poate că voi nu sunteți în măsura respectivă de a lămuri lucrurile. 4 mai aveți de stabilit lucruri noi în casă și în familia voastră. Poate că v-ar prinde bine un pic de misticism, poate v-ar prinde bine să citiți ceva, să vă deschideți către o nouă etapă mai spirituală a vieții voastre acasă. Fie că v-ar prinde bine să cumpărați un obiect sau un talisman sau ceva care vă inspiră în toată nevoia de misticism de la acest moment din viața voastră, fie ceva mult mai spiritual se întâmplă la voi acasă. Sperăm că nu apare vreo fantomă, că nu se întâmplă să se mute tabloul singur din locul lui, dar în tot cazul lucrurile vin așa pe o temă din sfera asta a spiritualității să vă țină într-o emoție, într-o schimbare în familie. Sâmbătă și duminică, multe și transformări și sentimente și trăiri. Parte dintre voi, dragii mei, atenție la anxietate sau la o stare de regret sau la o stare de privire înapoi. Vă răscoliți în sufletul vostru într-un mod foarte rezistent și într-un mod în care probabil vă și impuneți să nu retrăiți acele sentimente, dar nu aveți cum să le lăsați așa nefructificate sau nevăzute sau nesimțite, tocmai pentru că sunt sentimentele voastre de neîmplinire care, într-un fel sau altul, vă semnalizează să corectați, cel puțin la prezent și la viitor, ceea ce nu ați făcut bine în trecut. Luni, o zi importantă
dacă aveți de stabilit ceva călătorii, poate că ar fi ziua în care, deși n-aveți chef de muncă, trebuie să mergeți, dar gândul la vacanță vă mai încălzește puțin. Este o zi în care parcă iarba nu e verde și mâncarea nu e bună, tocmai din dorința de a vă distra, de a vă duce acolo în multe locuri, parcă în toate locurile ați vrea să, fiți mai puțin acolo unde trebuie să și mergeți. Și 8 mai, o zi în care ceva vă inspiră din străinătate. Fie sunteți mai eficienți ascultând ceva muzică, fie vă înscrieți undeva la un concurs, la o metodă de distracție, relaxare. Parte dintre voi poate că sunteți mai interesați să urmați un curs artistic și tot așa. O zi extrem, extrem de favorabilă dacă ne gândim la spiritul artistic și mai puțin favorabilă în sensul de lecții dacă ne gândim la ceea ce mai aveți încă de învățat și de schimbat. Nu trageți de timp. Asta e primul lucru pe care vi l-aș recomanda. Rac. 2 și 3 mai, dragii mei raci sau ascendent raci, dragii de voi, zile grele, zile de o răscolire la serviciu, de lipsă de chef, de tot felul de senzații și de trăiri, parcă nu tocmai pe placul vostru. E bine să vă responsabilizați, e bine să fiți foarte maturi în alegerile voastre, chiar dacă e un consum mare de energie, așa e să fie. Ceva iese de acolo, chiar dacă ajungeți acasă seara epuizați. Vineri, 4 mai, o zi în care mergeți acasă la cineva. Cei care sunteți într-o relație la început, sunteți invitați acasă la persoana iubită sau la partener-parteneră. Cei care sunteți într-o relație deja bine consolidată, probabil stabiliți în cuplu să vă cumpărați o casă împreună. Cei care sunteți singuri, puteți avea această atitudine de a vă alege cu cine vreți să rezonați în viitor în funcție de zona sau de stilul căminului pe care vi-l doriți. Nu știu, așa, mistici cum sunteți voi. Sâmbătă și duminică, zile în care vă răscoliți și voi, ca noi toți. Ce vă răscolește pe voi mai mult este relația voastră și parte dintre voi, dragii mei, atenție la pe cine iubiți, pe cine iubiți din tot sufletul sau pe cine regretați. Voi, ca spirite, sunteți niște spirite artistice. Weekendul ce vine este unul care vă cântă în strună. Parcă vine așa cu harpa și vă face în ciudă la tot ce n-ați împărțit în relația voastră, în povestea voastră de dragoste sau tot ce s-a dus pe apa sâmbetei, cum vine vorba, și nu s-a împlinit așa cum v-ați fi dorit. Este un weekend de răscoliri și de emoții foarte, foarte puternice. V-aș recomanda un pic de spirit artistic, tocmai ca să treceți mai ușor printre toate acele trăiri și sentimente. Și dacă vine luni și e 7 mai, atunci ziua vă ajută să fiți mai spirituali. Vă și văd pe unii dintre voi, chiar dacă nu vă știu, dar îmi imaginez așa energia voastră cum zboară colo, 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 să caut niște răspunsuri, domne, vreau aici să găsesc, nu e bun, vreau aici, nici aici, vreau aici, nu. Parcă așa o să fiți în data de 7, căutând tot felul de răspunsuri în voi. În voi, în interiorul vostru, în trăirile voastre, în intuiția voastră, în cunoașterea voastră, în baza voastră de date. Și marți pe 8, când noi o să ne revedem și o să fie o zi extrem de favorabilă din punct de vedere spiritual în ceea ce vă privește, aveți tot felul de ocazii, aveți tot felul de oportunități ce vor veni către voi exact în această idee de a vă reconfigura în trăirile și în spiritualitatea voastră. Parte dintre voi sunteți foarte, foarte amuzați sau intrigați de o poveste
mai platonică, aș spune, și parte dintre voi ușor, ușor porniți într-o poveste cu atracție sexuală foarte mare. E, ce fac leii? Pe 2 și pe 3 mai, ca noi toți și voi, vă consumați foarte, foarte mult în continuare pe nevoia de distracție. Încă ați rămas în vacanță sau încă nu vă puteți aduna. Probabil că v-ați prelungit un pic weekendul sau, dacă nu l-ați prelungit, starea voastră este tot așa și tot la mare sau tot acolo unde ați fost de v-ați petrecut. Vineri 4 mai, în schimb, vă organizați. Deja vă luați de lucru pentru acasă sau vă duceți hotărâți pe muncă. Vedeți voi cât de hotărâți veți fi. Cert este că rămâneți la serviciu de parcă ați fi acasă în ale voastre. 5 și 6 mai, în schimb, sunt zile care vă țin tot în responsabilități și tot în tema serviciului și tot vă prinde făcând tot felul de lucruri, pentru că aveți de adus la zi multe, multe dintre responsabilitățile voastre. Atenție un pic și la sănătatea animalului de companie, atenție și la ceea ce vă... ceea ce trebuie să faceți, vă este aproape ca și impus în acest weekend ce urmează, și totodată atenție și la sentimentele voastre, pentru că pe fondul unor regrete și ale unor trăiri vă puteți simți nu tocmai bine ca sănătate. Luni 7 mai, ziua vă scoate în față tot felul de oameni, care mai de care mai diferiți. Veți rezona cu tot felul de situații și cu tot felul de personaje de-a dreptul pe care fie le veți înțelege, fie cu care veți interacționa pentru scurt timp, și de acolo veți afla și despre voi o sumedenie de lucruri. Atenție la certurile în cuplu, atât pe 7 cât și pe 8 mai, totodată 8 mai fiind o zi în care mai bine ar fi să vă petreceți o seară romantică în dans și muzică decât să stați cu ghilotina deasupra capului persoanei iubite. Pentru că veți avea ambele tendințe, voi alegeți care vă place mai tare. Fecioară, 2 și 3 mai, zile în care vă consumați extrem de mult în familie. Poate că aveți de făcut lucruri sau poate nu vă convine că a trebuit să veniți acasă după vacanță, dar în tot cazul multe, multe de făcut și parcă nici nu vă simțiți bine acasă la voi. 4 mai, în schimb, ceva vizită la un prieten, o prietenă, vă face extraordinar de bine. Mergeți acasă la cineva care este ca și la voi acasă. 5 și 6 mai, zile în care vă răscoliți în toate sentimentele voastre, în toată puterea voastră de a trăi. Sunteți cei care vă impuneți să nu simțiți, sunteți cei care vă dați la o parte sentimentele pentru că trebuie să fiți perfecți. Ei bine, iată, weekendul ce urmează vă dă peste cap și nu vă mai lasă să vă impuneți așa cum vreți voi, ci vă răscolește așa cum ar fi fost normal să se întâmple alte dăți. Puteți plânge o iubire, puteți spera într-un alt viitor, puteți să răscoliți toate acele sentimente pe care le-ați negat până în prezent, dar la un moment dat le veți integra și le veți trăi așa cum se cuvine și cum li se cuvine. Luni 7 mai, o zi de muncă, o zi în care foarte multe lucruri se întâmplă la serviciu, de toate felurile, tot felul de responsabilități, tot felul de asumări, tot felul de situații prin care trebuie să treceți, pentru că este cu trebuie, este filmul care vă place vouă mult. Și 8 mai ar fi o petrecere la serviciu sau ar fi ceva situație drăguță care vi se întâmplă, poate se sărbătorește un coleg, poate ceva împlinire, un proiect care ajunge la sfârșit și îi adunați roadele, dar atenție un pic la sănătate și în special la epuizare. Balanță. 2 și 3 mai, zile în care vorbiți și vă consumați foarte mult vorbind. Posibil neînțelegeri, posibil contradicții, posibil neplăceri în comunicare,
și atenție la relația cu frații sau cu cei cu care vă întâlniți zi de zi, care probabil vă consumă foarte, foarte mult. Aveți multe de făcut și multă energie de care trebuie să dispuneți pentru a le face. 4 mai, Doamne, ce bine vă simțiți acasă! Ceva aveți de făcut acasă la voi, chiar dacă este weekend și ați vrea să plecați, înainte de toate, înainte de plecat, e ceva de bucurie. Fie primiți o vizită, fie ceva împlinire în familia voastră. 5 și 6 mai, zile de răscolire vis-a-vis de familie. Probabil regretați ceva din trecutul vostru, o perioadă în care erau lucrurile bune, o perioadă dinaintea divorțului, o perioadă dinaintea căsătoriei sau cine știe din copilărie, ceva regrete care vă răscolesc destul de tare și chiar vă dor al naibii de tare. Luni, 7 mai, o zi în care ceva supărări, fie de la prieteni, fie de la copii, fie de la cei mai dragi ai voștri, parcă apar cu tot felul de cereri, cu tot felul de inoportunități, să le zic, tot felul de situații care vă destabilizează un pic din starea voastră, deși odată rezolvând și ajutându-i și susținându-i în demersurile lor, vă veți împlini și vouă un mod de a vă încărca. Și 8 mai, distracție, dacă nu e distracție, pasiune, dacă nu e pasiune, atunci e un curs, e ceva la care mergeți, fie ceva de dans, fie ceva de creativitate, fie ceva de muzică, fie poate alegeți să dezvoltați o pasiune nouă de aici încolo. Atenție și la prietenii răutăcioși în data de 8. Scorpion, 2 și 3 mai, zile extrem de consumatoare de resurse pe teme financiare. 4 mai aveți de dus undeva, de dus undeva acasă. Aveți de făcut fie un drum la frați, un drum la cineva apropiat, fie vă căutați casă sau ceva, discuții de vânzare, de achiziție, de cumpărare. Weekendul 5-6 mai sunt zile de răscolire și pentru voi aveți parcă așa o poftă de a vorbi și de a spune lucrurilor pe nume în toate situațiile vechi în care nu ați spus ceea ce aveați de spus despre sentimentele voastre. 7 mai, o zi în care ceva supărări pot să intervină de acasă, de la o femeie mai ușor autodestructivă, i-aș zice, fie cineva care vine în vizită la voi, fie cineva care vine în vizită la birou, sau poate mama, sau poate o parteneră, sau poate o prietenă foarte bună care vine des în viața voastră. Și marți, 8 mai, aveți nevoie de multă veselie, multă bucurie. Poate că aveți de dat o petrecere undeva, de organizat o petrecere cuiva, sau poate că sunteți gazda unui anturaj frumos și cald. Atenție însă la cineva răutăcios din familia voastră. Săgetător, 2 și 3 mai te consumi extrem de mult. Ești obișnuit să faci lucrul ăsta, parcă dai în gol, parcă ceva nu merge așa cum vrei tu, ai inițiative, dar nu vezi rezultate, ești și nu ești cu încredere în tine, mă rog, un soi de du-te vino așa de zi cu zi, oarecum specific ție sau oarecum obișnuit pentru tine. 4 mai trebuie să faci niște cheltuieli pentru casă. Ai de făcut o investiție. 5 și 6 mai, răscoliri foarte mari, foarte puternice în plan financiar. Parte dintre săgetători, dragii mei, sau ascendent săgetător, ați putea regreta o relație pe interes. Parte dintre voi ați putea regreta un anume serviciu, oricum ceva suferințe pe tema banilor de altă dată. 7 mai, o zi foarte, foarte benefică dacă aveți de punctat și de comunicat, de dat examene sau de susținut tot felul de teze, de expuneri, de bloguri, de noi începuturi în exprimare, comunicare sau media online. 8 mai,
un drum important, destul de frumos, destul de inspirativ și ceva situații atât bune cât și mai puțin bune în relația cu frații. Capricornul pe 12-3 mai este atât de voios și atât de închis și introvertit încât se consumă în el de zici că a venit sfârșitul lumii. Atenție însă la sănătate pentru că se pare că pe fondul acestui consum mare de resurse interioare ai nevoie de mai multă odihnă. 4 mai ai inițiativa, faci tu ceva, ceva foarte important, îți cauți locul, îți transformi viața, îți stabilești un nou început al vieții tale și atenție un pic la îndrăgosteală. Weekendul de 5 și 6 mai, răscoliri, dar de data asta tu ești cel care răscolește. Îți vine să iei la întrebări pe toți foștii, toate fostele. Îți vine să le atragi atenția tuturor celor cu care ai fost mai mult sau mai puțin în viața ta într-o poveste de dragoste și totodată te răscolești tu cu tine din atâtea trăiri. Luni 7 mai, multe de făcut și în special în business sau în plan financiar. 8 mai, o zi de cheltuieli artistice. Fie că-ți cumperi ceva, fie că te înscrii la un curs de ceva. Probabil dans. Vărsător, 2 și 3 mai, zile extrem de impunătoare în ceea ce privește, vai câte dorințe am și nu mi le-am împlinit, trebuie să fac ceva în sensul ăsta. 4 mai, ești așa ca amforul tău interior închis între multe ziduri, ai nevoie să te descoperi și să te lași să te descoperi tu pe tine într-o introspecție foarte profundă. 5-6 mai răscolire, răscolire destul de interiorizată și ea, nu spui, nu arăți, nu știe nimeni, dar tu în sinea ta ai extrem de multe contradicții și regrete. E, de luni încolo, toate bune și frumoase, luni 7 mai începi săptămâna în forță și cu energie și resurse proaspete, faci tot felul de lucruri, unele mai bune decât altele. Atenție însă, domnișoarele și doamnele vărsători, la starea pe care o afișați și la ce vedeți la voi înșivă. 8 mai, o zi în care aveți nevoie de relaxare, aveți nevoie să fiți muza cuiva sau aveți nevoie de o muză a voastră. Pești, 2-3 mai, zile în care atenție la profesie, vă consumați foarte multă energie la serviciu. 4 mai aveți nevoie să fiți acasă, dar la voi acasă înseamnă o dorință pe care vreți să o împliniți. Vedeți câtă energie depuneți în acest sens. Weekendul de 5 și 6 mai, extrem de important dacă ne gândim la a face lucruri pentru viitorul vostru, la a stabili prioritățile voastre și la a face lucruri în acest sens. Atenție la răscoliri, mai ales datorită unei povești neîmplinite. Luni, 7 mai, un pic introvertit, un pic în interiorul tău, un pic în forul tău, nemulțumit, nemulțumit, aș zice. Și în data de 8, atenție un pic la sănătate și în special la articulații. Berbec, 2 și 3 mai, extrem de importante pentru tine dacă e vorba de a călători. S-ar putea să nu găsești locul, să nu găsești ce cauți. Nu e o regulă. 4 mai ai nevoie de a ieși în societate, de a fi văzut, de a fi apreciat. Este o zi extrem de bună în evoluția ta. 5 și 6 mai, multă răscolire, probabil că mergi la ceva concerte, probabil muzica te răscolește foarte tare, dar dacă ești tu artistul, atunci probabil este un weekend în care vei compune lucruri foarte, foarte pline de sentimente de regret. 7 mai, zi de transformări, zi în care e bine să privești în viitor, e bine să-ți stabilești noi priorități și noi obiective. 8 mai, un anturaj artistic sau un anturaj mai creativ. Ei, cam așa stau lucrurile cu săptămâna. Nu uitați ce v-am povestit despre Taur. Găsiți-vă toate acele resurse disponibile și bucurați-vă de ele, bucurați-vă precum câte frunze sunt în copacul de lângă geamul vostru sau din grădina voastră, atât de mult să vă bucurați și voi de ceea ce aveți. Vă pup tare tare și ne vedem marțea viitoare!